Umiditatea bună în locuință este esențială atât pentru sănătatea ta, cât și pentru pereții casei. Cea scăzută poate cauza probleme respiratorii, poate distruge mobilierul din lemn, în timp ce un nivel prea ridicat de umiditate duce la dezvoltarea mucegaiului și a altor bacterii. Dacă ai descoperit că e prea scăzut nivelul umidității din casa ta, poți folosi un umidificator pentru a remedia problema. În locul lui poți pune un banal bol plin cu apă pe calorifer sau în apropierea acestuia. Însă, există și o alternativă naturală pentru aceasta, plantele de apartament. Uite câteva dintre ele. Iedera. Unele studii sugerează că iedera poate contribui la menținerea unui nivel echilibrat de umiditate în interiorul unei case, dar capacitatea acestei plante de a regla nivelul de umiditate este limitată și poate varia în funcție de specie și de condițiile de mediu. De asemenea, se crede că iedera poate contribui la îmbunătățirea calității aerului prin absorpția și filtrarea unor substanțe chimice din aer. Mecanismul prin care iedera absorbe și eliberează umiditatea nu e pe deplin înțeles și nu a fost demonstrat în mod concludent în studiile științifice. Feriga. Când ești departe de a avea umiditatea optimă în casă, și feriga poate fi de ajutor, deoarece și această plantă pare să absorbe excesul de umezeală. Feriga are frunze care sunt bogate în puf sau perișori fini pe partea inferioară. Acești perișori permit absorbția umidității din aer și reținerea acesteia în jurul plantei. Crinul păcii. Cu frunze lungi și dese și flori albe cu un miros delicat, această plantă are unele caracteristici care o fac potențial utilă în menținerea nivelului de umiditate într-o casă. Crinul păcii pare să aibă capacitatea de a absorbi umezeala și de a purifica aerul îndepărtând toxinele. Aerul curat. Aerisește toate încăperile dimineața și seara pentru a menține un nivel optim de umiditate în casă. De asemenea, în încăperile în care se fac adesea aburi, în bucătărie sau în baie, asigură-te că ai o aerisire care să permită aburilor să iasă. Repară scurgerile și izolează bine casa. Evită uscarea hainelor în interior sau gătitul fără ventilație adecvată și vei avea o umiditate optimă în casă. Relatează realitatea.net.